Robert a discutat cu Ionuț despre evenimentele întâmplate la petrecerea de sâmbătă. Și dacă sunt cunoașteri... Da. Sunt ultimul cunoaștere, ce să zic? Gândul ăsta că m-a lăsat la greu, peste asta nu știu dacă aș putea să trec eu. Că o să vină, frate, probleme afară mai mari, deci ce faci? Mă uitam videoclipurile alea și mă vedeam ca ultimul, numai nu mă puneam în genunchi să-i pup mâna, să-i zic, te rog, îmi pac. Bă, tu n-ai greșit cu nimic, după părerea mea. Aseară în platoul emisiunii și Tess aștepta niște răspunsuri de la Robert. Aș vrea să știu care este greul la care l-am lăsat, pentru că am menționat de mai multe ori lucrul ăsta și chiar sunt curioasă. Punctual, cu subiect și predicat, care este greul la care eu te-am lăsat pe tine? Cred că... Nu cred cum, nimic, care nu greu? Știu. Care? Te trebuie să... Cred că știi care e greu. Habar n-am despre ce vorbești. Nu mai vreau să mai vorbesc despre asta. Te rog să-mi spui, poate să... Eu vreau să spun ceva, nu știu, mă chinui de când am uitat aici să spun ceva, să spun argumentul și... Azi oricum am fost judecat, dacă rămâneam cu Ionela, de ce rămâneam cu ea? Că e imposibil după ce m-am dispărțit, trebuie să... Că de acum, de ce nu mai plâng? Că eu trebuia să plâng până la sfârșitul sezonului. Așa că venea timpul lămuririlor între Tess și Robert, cu reproșurile de rigoare. De ce este meu odată cu toată asta? Că eu m-am stura, sincer, nu mai vreau. Nu ți-am făcut un adins, da? Ce ai fi vrut să fac? Nu înțeleg. În seara aia. Se pare frumos? Ce ai făcut pentru Ionela, mă refer. Se pare frumos? Mă, dar ce am făcut? Eu am spus după ce am făcut cu băieții. Am vorbit cu băieții. Pe fund. Mă, eu ți-am zis cum mă comport în relația noastră, nu ți-am explicat cum mă comportam eu în cluburi, când nu aveam obligații. Ai dat dovadă de foarte multă imaturitate emoțională, ca să spun pe românește, că mă abțin de foarte mult timp să spun asta. Ești foarte imatur din punct de vedere emoțional. Asta am văzut toată săptămâna, m-am convins mai mult decât trebuia, convingerea mea a trecut peste casa asta. Mi-ai spus mie de karmă că o să mă îndrăgostesc eu și nu știu ce, dar la cum am văzut că te-ai comportat, cred că eu am fost karma ta, vrei să te mint? Dacă tu așa te comporți cu o femeie... Ce am făcut, mai Tess? Îi dai speranțe unui om. Măi, omule, în primul rând, ea era hâtiată și fac o relație aici, dar eu am simțit și, asta. Și ai profitat de lucrul ăsta? Nu am profitat de asta. Ascultă-mă, leacă. Și ascultă și punctul meu de vedere, da? Greșeala nu a fost doar din partea mea. Ea trebuia să gândească în primul rând în ce se bagă, că era de la sine înțeles că eu nu-ți vindeca, da? Și doar ea a greșit? Nu, am zis că a greșit doar ea. Poate am greșit și eu, că am dat apă la moară. Și ulterior, de eu n-am fost așa să joc cartea, să zic, da, vai, sunt drăgostit de Ionela. Azi i-am spus, adică din seara aia nu aveam stare și nu aveam ce să fac, înțelegi? Și nu mă simțeam bine. Mm-hmm. Dar lasă asta, zi-mi cu ce te deranjez, ca știu, să nu mai... Că m-a săturat să... Zici că am fost cea mai mare dușman al tău până acum. Cu ce? Ce cu din tot, așa mă faci să mă simt, m-ai făcut să mă simt ultimul tu, exact, tu te simți. Nu, eu tu, nu am făcut din nimic. Vorbele tale, tu. Ce? Și te comporți cu mine ca și cum zici că te-am înșelat, zici că te-am bătut, zici că ți-am făcut cine știe ți-e rău, nu știu, doar bune. Te-am ignorat, pentru că, bun, așa cum ai... Cum... Ți-ai dat seama că nu-ți potrivi pentru tine, ok. Dar am spus asta de la capricii de vineri. Păi da, ok, și ce mai este de lămurit între noi, nu înțeleg. Păi tu m-ai chemat afară să vorbesc. Omule, tu mi-ai pus o întrebare în bucătărie și am zis că să lămurim o dată, ca să nu mai fi dușmănie asta. Tu în continuare ai vorbit despre mine și te-am întrebat. Am vorbit de rău despre tine, oare? Ai vorbit despre mine, punct. Nu am spus că ai vorbit de rău, nu am spus că ai vorbit de bine. Dar să nu interzici cineva să vorbesc despre alte persoane. Discuția a început de la faptul că pare că eu am ceva cu tine, dar ce am eu cu tine? Și nu, discuția de acolo am început-o în urma faptului că tu ai vorbit despre mine. Pentru că am fost întrebat. Ai fost întrebat de cine? De Ionuț? De Ionuț sau cine mai era? Eu vorbesc despre ce s-a întâmplat, da, în material. Eu te-am întrebat în legătură cu materialul acela ce voiam eu să știu. Dacă tot era vorba despre mine, nu e normal să vreau să știu anumite lucruri? Ba da. Păi și atunci? Și atunci ce? M-ai întrebat și ce m-ai întrebat? M-ai întrebat o dată. Care este greul la care te-am lăsat, în primul rând? Stările pe care treceam, da? Și tu? Care stări? Când sâmbătă seară tu făceai striptease, care stări la greu te-am lăsat? Care este starea de rău la care eu te-am lăsat? Faptul că nu știu, nu zici că tot de ce ai, că sunt ultimul de dedi înțeles că am eu vreo problemă și trebuie să mă duc să mă repar. Nu m-ai lăsat? Să nu înțeleg. Asta a fost din viziunea mea. Pentru că eu am spus de nenumărate ori și nu știu de câte ori trebuie să mai zic asta, că în momentul în care vrei să ai o relație sănătoasă,
fiecare parte, atât partea feminină, cât și cea masculină, trebuie să repare anumite lucruri în mod personal și eu am încercat în relația cu tine să te ajut să repare anumite lucruri, dar tu nu ai înțeles absolut nimic din ce am vorbit. Eu am vorbit cu pereții, efectiv am vorbit cu pereții. Tu ai rămas cu convingerile tale și asta se vede și acum, pentru că după toate discuțiile alea, tu rămâi cu aceeași părere de la care a început orice discuție. Vorbești niște bazaconii pe care mi le bagi în gură. Și deja mă deranjează chestia asta cu m-a lăsat la greu. Care greu, frate-mi? Care greu? Te deranjează, de fapt, imaginea pe care s-a putea să o creezi. Da, imaginea, lumina, postura, acum, energia. Plece păi da, m-am săturat, frate. Băi, vină alea ca să lămurim, ca să nu mai vină. Fii tu asta mătură și ai două cuvinte ca să lămurim. Vorbesc cu pereții. Vreau să înțeleg, vreau să spun ceva. Nu mai ce să vorbesc? Vină mai două minute încoa. Calmea asta puțin și vină ca să lămurim să terminăm o dată, înțelegi? Eu am terminat tot ce aveam de zis. Ce mai vrei să-mi zici? Păi lasă-mă să zic și eu, nu e un dialog ăsta. Ok, n-a venit, nu te-am chemat, hai te să-mi ții un monolog. Spune. Spune ce ai de spus. Zic, ho, calmează-te. Deci, te-ai lămurit că nu se opre pentru tine, da? Da. Păi, vrei să încetăm o dată cu toată răutatea asta care nu, înțelegi? Nu m-am mai vorbit despre tine, Robert, dacă... Eu nu te-am vorbit de rău până dar acum. Tu crezi că dacă eu te vorbeam pe tine sau aveam vreun scop să fac asta, azi nu vedeai ce părere am eu despre tine și despre Ionela dacă eu voiam să te vorbesc pe tine de rău? Nu erau că... materiale cu mine azi? Dacă vorbeam despre tine? De ce ești nervoasă acum, nu înțeleg? Tu trebuie să fii fericit în cazul ăsta, da? Nu trebuie să mă faci mâini imatur, să faci chestii. N-ar trebui să te mai interesezi ce fac eu cu alte persoane aici. Păi nu m-a interesat, asta încercam să-ți explic. Cum te interesează? Am fost întrebată și am răspuns atunci, dacă m-a deranjat. Nu m-a deranjat, pentru că am văzut că o faci intenționat. Cu ce o făceam intenționat? Orice aș face, orice aș fi făcut, era de înțeles că o fac intenționat. Bine, părerea ta, poți să-mi accepti și mie părerea. Ok, e părerea mea. Tu trebuie să te bucuri dacă ți-ai dat seama că nu-s persoana potrivită, da? Și ai eliberat scaunul de lângă tine și poate vine persoana potrivită. Da. Așa trebuie să te gândești, da? Dar fără că să mai... Pare că am fost fără tristă? Să ai o energie aiurea asupra mea, că nu s-a făcut nimic concret, greșit. Dar nu am nicio energie asupra ta, da? Așa cum ai spus tu că te-ai ține și nu te-aș lăsa, când... te ignor exact ca să nu-ți dau speranțe false. Ok, când o să apară vreun material, când eu te vorbesc de rău, atunci să... da? Să-mi spui. Nu mă mai vorbești pur și simplu. Bine, nu te mai vorbesc, nu mă mai vorbești, ok? Dar eu nu te-am vorbit pe tine. Bine, nu te mai vorbesc, nu mai vorbești, gata. Mine m-a întors toată treaba asta și nu mi s-a părut deloc adecvată, știi ce zic? Pentru situația în care suntem și comportamentul lui nu mi s-a părut adecvat. Frate, și bă, putea să fie Ionela dușmanul meu, că tot m-ar fi scârbit această situație, că, să zic pe românește, m-a lăsat... rece. Cu un gust amar, nu că rece. Să profiți de o femeie care își dorește o relație atât de tare, este... Da, da, să vezi că o femeie își dorește să-și facă o casă și că... Își dorește o relație, că... Asta da, e. Da, asta e. Și mi s-a părut neadecvate și discuțiile cu Ramona de la film. Ce? Că îi place de ea și ulterior îmi întreb, dar tu ce rochie de mine să vrei? Ei, era contextul filmului, nu? Da, era contextul filmului, dar tot nu. Cred că puteai să pui altă întrebare. Să fie sănătate. Cum? Nu știu. Nu știu, mi se... Să-i vedea mireasă, nu? Știu. Niște ambiții copilărești. În același timp, mă bucur că i-am spus că este imatur. Mă bucur. Chiar dacă am țipat, măcar am spus. A țipat și la mine în live. Și gen... Da, oricum pe mine se simte ca de o tensiune așa, o chestie. Să fii sănătos. Bă, nu mi-a dat nimeni, frate, dureri de cap în halul ăsta. Din cele două relații, niciunul dintre ei? Niciunul dintre ei. Pentru că eu, ca persoană, mă contraidentific cu dinamica relației dintre părinții mei. Uh-huh. Adică ei se certau toată ziua, bună ziua. Și cred că încă se ceartă. Eu, în relațiile mele anterioare, nu m-am certat nici măcar o dată. Eu știu că deficiența mea într-o relație este comunicarea lucrurilor care mă deranjează. Eu știu asta. În această relație nici măcar n-am avut loc să-mi comunic lucrurile care mă deranjează, pentru că pe el îl deranjau atât de multe, încât, dacă aș fi spus și eu, ar fi fost exact schimbul de replici. Da și tu, da și tu, da și tu, da și tu.
lucru la care nu mi-am dorit să ajung. În schimb, ceea ce am învățat și sunt recunoscătoare a fost să-mi comunic nevoile, că nici cu asta nu mă pricepeam. Ai înțeles acum? Uite, că a povestit... Ce să înțeleg, doamnă Simona? Sunt bucuri că a scăpat de mine și gata, nu înțeleg. Sunt atâtea femei da, care m-ar accepta așa cum sunt. Nu trebuie da, tu trebuie să stai puțin. Dar de ce o spui cu năduful ăsta? Păi uite, dacă stau cu 10 femei într-o încăpere și fiecare vrea să schimbi ceva la mine, eu îmi pierd identitatea mea ca om. Nu mă pot da după cum bate vântul, așa, după, înțeleg, trebuie să fac unele compromisuri. Dar vorba Ramonei, cine te place, te place așa cum ești. Și gândirea asta o mai au o parte din fiecare din casă. Da. Nu sunt eu cel mai defect om, mai să fim serioși acum. Da, nu a spus nimeni că nu facem un clasament al defectelor. Dar cred că ați putea să profitați de faptul că voi aveți aici în casa Mireasa ceva ce afară nu aveți. Această oglindă magică prin care vedeți și ce nu e ok. Păi am să puteți corecta. Okay. Am văzut ce n-a fost. Iar asta că cine te place, te place așa cum e, da, evident, în mare, da, dar totuși, când intri într-o relație, ajustezi. Și acolo și partenerul. Cu reproșuri când m-a chemat. Eu n-am început cu jignire. Ce zice? Stai fără grijă. Noi, femeile, vă luăm așa cum sunteți. Păi dar odată ce ați pășit pragul, începem remodelarea. Nu vă lăsăm așa cum sunteți. Așa este, eu spun adevărul. Date, îți voi să spui ceva. Nu voiam să zic nimic, am zis foarte bine ce am zis în material. Mă bucur că s-a desfăcut cu faptul că mi-a spus că sunt matur, știi, orgoliu de asta. Nu, m-am simțit eliberată că în sfârșit am putut să spun că nu am vrut să aduc reproșuri, chiar nu am vrut. Dar eu deja nu vrei nimic. Din chestia asta cu lipsa de respect la adresa femeilor, hai, mi se pare ceva urât de tot. Într-adevăr, am luat-o la mine acasă, am profitat de ea, am drogat-o, am... Nu e despre asta. Nu despre asta înseamnă să nu respecti o femeie. Înseamnă păi și să o amăgești. Da? Eu nu am amăgit-o, că am spus a doua zi că nu vreau nimic. Da, a doua zi. Am mers la culcare cu gândul că voi o să vă declarați într-o relație. Eu nu contez, i-am spus și eu ieri. Are parte ei, 50-50 sunteți la greșeală, la faza asta. Și tu că te-ai aruncat și cred că dai și tu seama, da? Eu sunt, recunosc greșelile mele și nu aș vrea să mai lungim discuția, am clarificat, cred. O să vedem imediat. Dar asta zic, da, asumă-ți și tu. Nu, că acum că ce trebuia să o lași cu burta la gură și să pleci, nu știu da, unde, ca să... Ce am făcut, am dat sau cu o fată, că sunt la Mireasa, vreau să o cunosc pe ea. Mi-am dat seama cum e pentru mine. N-a fost de-am dat, Robert. Tu vrei să vezi doar ce-ți convine. Da, așa facem mereu. Că poate... Dar părerea ta nu mai contează pentru mine. Dar tu ai ceva cu Tesla, lasă-o pace. Păi ia bă, care ceva cu mine, nu înțeleg. Eu dacă zic, gata, vreau să încheiem tot, gata, nu mai vreau să auditez ce a fost, a fost. Ce pot să fac acum? Știi când o să te cred? Când o să privești cu detașare orice eu spune privesc, ea. Eu știu cum mă simt și acum. Și nu o să mai ai năduful ăsta în voce. Păi nu năduf, așa vorbesc eu de când am venit aici. Ne. Păi cum stau așa, cam, nu pot să fiu cam, când văd că... Ce? Se dramatizează aiurea, nu știu, să-i... Eu dramatizez? Test, ți-am mai zis. L-am lăsat la greu cel mai mare. Sufletul. Păi da, măi, frate, m-ai lăsat, ce vrei să zic? Care e greu? Dar tu nu înțelegi nici acum. Care e greu? Nu înțelegi nici acum. Te întreb din nou, care nu, este nu greu? Nu m-ai lăsat, lasă așa. Ia și găsești fericirea și lasă-mă în pace. Brâzc degeaba. Da, e în fondare dreptate, că... Ok, păi asta e părerea mea. O fi fost, adică tu ai un orgoliu foarte mare, nu, că până la urmă niciunul n-a trecut printr-un greu așa de mare aici. Nu recunoașteți, pe bune, e așa de greu. Nu, compar, nu, dar n-a fost lângă mine când trebuia să duc săptămâna. Nu facem ceva în față de aici. Când ne-am despărțit, eram ok. Tu erai ok, eu eram ok. Îmi susțin părerea indiferent de câți oameni încerca să-mi schimb mie gândirea. Și tot eu să te consolez. Nu pot să mă dau după fiecare persoană. Dar ce nu iei să mă despart eu de tine și tot eu să te consolez? Nu, mă, femeie. Nu spune așa, hai. Păi nu știu, să mi se bag iar vorbă în gură și nu... Dacă am zis că nu mai vreau să mai aud, iarăși... Să știi că o cheamă Tess. Mai deschită, de această femeie o cheamă Tess. Că nici am să mă mai jignească și eu nu am să mă...
Dar nu te-am jignit. Ne-am spus multe. Am văzut că mai început aseară, iară, sunt instabil emoțional, mă tortul de asta ai vrut să vorbim, ca să mai arunci și vorbi. Și pe aia, bai, ce bine m-am simțit. Da, pentru că m-am simțit eliberată de acest gând. Bun, te-ai eliberat total, ca să știu, mai ai ceva de eliberat, spune-mi acum.